Te-ai întrebat vreodată cum poți preveni majoritatea bolilor doar prin schimbarea câtorva obiceiuri simple? Vrei să afli cum poți rămâne sănătos și plin de energie cu un minim de efort? Astăzi vom dezvălui cele 4 lucruri esențiale recomandate de Sadhguru care te pot ajuta să previi 90% din boli. Urmărește până la final pentru a afla secretele unui stil de viață sănătos și echilibrat la orice vârstă. Sadhguru, pe numele său real Jaggi Vasudev, este un mistic indian, yogin și fondatorul Isha Foundation, o organizație non-profit care oferă programe de yoga și inițiative sociale în întreaga lume. Născut în 1957, Sadhguru a devenit cunoscut pentru abordările sale unice asupra spiritualității și sănătății, combinând învățăturile tradiționale indiene cu perspective moderne. Prin discursurile și scrierile sale, el inspiră milioane de oameni să își îmbunătățească viața prin practici simple și eficiente. 4 lucruri simple ca să fii sănătos. 1. Evitați zahărul rafinat. Zahărul rafinat este unul dintre cele mai dăunătoare alimente pentru sănătate, oferind doar calorii goale, fără valoare nutritivă. Consumul excesiv de zahăr poate duce la probleme de sănătate precum diabetul, obezitatea și bolile de inimă. Înlocuiți zahărul rafinat cu alternative naturale precum mierea sau siropul de agave, care sunt mai bogate în nutrienți și au beneficii pentru sănătate. De asemenea, consumul redus de zahăr ajută la menținerea nivelului de energie constant pe parcursul zilei și la prevenirea fluctuațiilor de zahăr din sânge. 2. Evitați laptele și produsele lactate. Conform lui Sadhguru, majoritatea adulților nu pot digera corect laptele și produsele lactate, ceea ce poate duce la probleme digestive și inflamații. Deși laptele este benefic pentru copii, adulții ar trebui să opteze pentru alternative precum laptele de migdale sau soia. Aceste alternative sunt adesea îmbogățite cu calciu și vitamine, oferind aceleași beneficii nutriționale fără efectele negative asupra digestiei. În plus, evitarea produselor lactate poate să îmbunătățească sănătatea pielii și să reducă problemele respiratorii legate de mucus. 3. Evitați mâncărurile procesate. Mâncărurile procesate sunt pline de aditivi, conservanți și alte substanțe chimice care pot afecta negativ sănătatea. Acestea sunt adesea sărace în nutrienți și bogate în grăsimi nesănătoase și zaharuri. Optați pentru alimente integrale și preparate acasă pentru a vă asigura că primiți toți nutrienții necesari fără chimicale nocive. Prepararea mâncărurilor acasă vă permite să controlați ingredientele și să evitați adăugarea excesivă de sare și zahăr, îmbunătățindu-vă astfel sănătatea generală. Gătitul acasă promovează de asemenea legături familiale și poate contribui la obiceiuri alimentare mai sănătoase pentru toți membrii familiei. 4. Practicarea postului intermitent. Postul intermitent implică perioade regulate de abstinență de la mâncare, permițând corpului să se detoxifice și să se vindece. Sadhguru recomandă menținerea unui interval de cel puțin 8 ore între mese pentru a îmbunătăți digestia și a reduce riscul de boli cronice. Această practică nu doar că ajută la menținerea unei greutăți sănătoase, dar și îmbunătățește claritatea mentală și nivelul de energie. În plus, postul intermitent poate ajuta la reglarea hormonilor care controlează foamea și sațietatea, contribuind la o dietă mai echilibrată. Această practică poate de asemenea să stimuleze autofagia, un proces natural de curățare a celulelor, care poate preveni dezvoltarea bolilor cronice. Prin evitarea acestor alimente și adoptarea unor obiceiuri sănătoase precum postul intermitent, poți preveni majoritatea bolilor și îți poți îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Încearcă să integrezi aceste sfaturi în rutina ta zilnică și observă diferențele pozitive asupra sănătății tale. Iar dacă încă nu știi care sunt cele 5 alimente de top pe care doctora Gladys de 103 ani le mănâncă pentru a se mișca ca la 60, află acum din acest video. Pe curând!